Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Pasiune și Natură. Tocmai mergeam pe locul pe care am prins pește și de multe ori am trecut prin zona asta pe aici și mi s-a părut un loc foarte interesant. Așa că m-am gândit să mai schimbăm decorul și să abordez și locul ăsta. Ia uitați. E puțin de tăiat câțiva copăcei și se poate pescui. Da. Făcut puțină ordine acolo în zona aia. Un loc de stat și se poate pescui. Așa că tot am trecut pe aici, l-am văzut. Mă tot bădea gândul ca să pescuiesc și în zona asta aici, pe locul ăsta. Asta am să fac. Mă apuc de treabă, fac o leacă de loc, după care am să vă arăt și locul. Haideți că mă apuc de treabă, ca să nu pierd timpul. Bun.
Gata, prieteni. Cam despre asta era vorba. Așa, în mare. Rămâne să mai dai câteva crenguțe. După cum ați văzut, n-am tăiat planta cu totul. Am tăiat-o mai de la un metru. Așa crește din nou. Rămâne să tai crenguțele, să mă așez pe loc și să-i dau drumul la pescuit. Voi pescui în același fel, cu aceeași nadă. Iată, ca să nu fie vreun dubiu. Nu se vede bine. Vedeți? Nimic altceva. Bun. Gata. Prieteni, revin în videoclip. Pentru că am observat că aici nu am aproape deloc curent de apă, voi schimba abordarea. Voi nădi tot din mână. Vreau să pescuiesc malul ăsta pentru că aproape toată ziua bate soarele în malul ăsta. Și dacă e să se încălzească puțin apa, se încălzește pe zona asta. Așa că voi pescui tot în zona malului ăsta, în apropiere, doar că un crap a sărit acum. Doar că voi face câteva modificări. Nu voi mai folosi anti-tangle de culoare albă. Voi folosi anti-tangle de culoare verde. Special pentru că am de gând să pescuiesc cu forfacurile scurte. Uitați. Dacă nu este curent de apă, nu necesită un forfac lung. Dragi prieteni, azi e o zi frumoasă, fără nici măcar o trăsătură. Dar, după cum v-am spus, un loc nou, cu o nadă fără aromă, fără atracție, trebuie insistat cel puțin 2-3 partide pe el. Sau dacă nu, nădit 2-3 zile înainte de a pescui. Eu, după cum ați văzut, acum am făcut locul. Nu am avut noroc să am și o trăsătură. Nu mai vorbim de o captură. După cum v-am mai spus, cu o nadă fără arome, fără atracție, trebuie ca mai întâi peștele să se învețe cu ea. După ce s-a învățat cu ea, va veni pe acea zonă. Și după aia vor veni și rezultatele. Eu nu sunt dezamăgit. Voi mai veni pe acest loc, cel puțin de 2 ori. Și voi insista. Trebuie să prind ceva. E imposibil. Eu crapul l-am văzut sărind, chiar și în fața mea. Dar nu a găsit momeala mea. Sper ca la următoarea partidă să am măcar trăsătură, dacă nu captură. Bun. Nici nu am pretenții. E apa încă rece, așa că e bine așa. Vă salut, prieteni. Toate cele bune. Ne vedem în următorul videoclip. Numai bine!